aceasta confirmă că trăim într-o vreme în care nu este siguranță. In which that many nations are economically challenged. Și într-un timp în care multe națiuni sunt provocate din punct de vedere economic. There seems to be corruption all around us. Se pare că corupția este peste tot, ne înconjoară din toate părțile. And many people are concerned about the future of our world. Și foarte mulți oameni sunt din ce în ce mai îngrijorați cu privire la viitorul lumii acesteia. Even in the United States of America there's great uncertainty. Chiar și în Statele Unite ale Americii este o mare nesiguranță. And people are looking in many different places for answers. Și oamenii caută în foarte multe locuri răspunsuri la aceste întrebări. They're asking politicians and they're asking people from all different types of communities. Și întreabă pe politicieni sau pe oamenii din diferite comunități. And sadly, they are missing the one place that we should be looking. Și din păcate, ei nu caută în locul în care chiar găsesc răspunsul. For God has the answer for what is going to happen in our world. Pentru că Dumnezeu chiar are răspunsul la ceea ce se întâmplă și se va întâmpla în lumea aceasta. 2000 years ago, one of Jesus' disciples. Acum 2000 de ani, unul dintre apostolii lui Hristos wrote a book to people who were struggling about the future. A scris o carte pentru oamenii care se îngrijorau cu privire la viitorul lor. They were called followers of Christ. Ei se numeau ucenici al lui Hristos. God had extended grace to them through Jesus Christ. Dumnezeu le-a dat har prin Isus Hristos. They now had a relationship with God through Jesus Christ. Ei, cei care sunt considerați urmași al ucenicii al lui Hristos, au o relație cu Isus Hristos. And there are those people who were persecuting them because they had a relationship with Jesus. Și erau persecutați în acele timpuri pentru că aveau acea relație personală cu Hristos. And Peter encouraged them to continue in their faith. Dar Petru i-a încurajat prin această scrisoare să continue să aibă credință în Hristos. Because Jesus talked about another world. Pentru că Isus vorbea despre o altă lume. A world beyond this world. O lume dincolo de această lume. A place of peace and rest. Un loc al păcii, un loc al odihnei. A place where righteousness dwells. Un loc în care dreptatea domnește. And this Jesus promised to come back from heaven to receive his people to himself. Și Isus a promis să vină să ia pe acești oameni și să le facă bine. But there are those people in Peter's day who doubted what he said. Dar totuși, chiar și în aceleși timpuri al lui Petru, erau oameni care se îndoiau de această promisiune. Peter called these people false prophets. Și Petru le spunea acestor oameni profeți falși. And Peter wanted to remind them of what Jesus said. Și Petru a dorit să le aducă încă o dată aminte de ceea ce Iisus le-a spus. And I want to remind you today of what Jesus said. Și vreau să vă reamintesc cu această ocazie și dumneavoastră despre ceea ce Iisus a spus. It could be the very first time you've ever heard what Jesus said. S-ar putea să fie chiar pentru prima dată când dumneavoastră auziți despre aceste lucruri. Here's what Jesus said. Iată ce a spus Iisus. If I go away, I will come again. Dacă eu plec departe, eu mă voi întoarce. And I will receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Și acolo unde sunt eu, veți fi și voi. The way to heaven was made through Jesus. Calea către ceruri este prin Isus. For Jesus is the hope that we have in this uncertain world. Pentru că Isus este chiar speranța pe care o putem avea în această lume plină de nesiguranță. But there were those in Peter's day. Dar cei din zilele lui Petru, who wondered why Jesus had not come back. Se întrebau de ce Isus nu a venit încă. And 2000 years have passed since Jesus made that statement. Și 200 de ani au trecut de când Isus a făcut acea declarație. But the Bible says that Jesus is coming. Dar Biblia spunea Isus vine. Jesus does not measure time as we do. Isus nu măsoară timpul așa cum noi îl măsurăm. Jesus' timetable is different than ours. Orarul lui Isus este diferit de orarul nostru. The Bible says some people think Jesus is slow about his promise. Unii cred că Isus este puțin cam lent cu privire la îndeplinirea promisiunilor sale. But Peter understood Jesus' perspective. Dar Isus a înțeles
punctul de vedere al lui Isus cu privire la acest lucru. Petru a înțeles ceea ce Isus avea de gând să facă. The reason the Lord has not returned is because of his patience. Motivul pentru care el, Isus, nu s-a întors, este chiar răbdarea pentru care o are pentru păcătoși. And in particular his patience toward a people. Răbdarea pe care o are față de oameni. Here's what the Bible says. Iată ce spune Biblia. God is patient toward us. Dumnezeu are răbdare față de noi. Not wishing that any should perish. Și nu dorește ca niciunul dintre noi să piară. But that all should come to repentance. Ci toți să vină la pocăință, să le pară rău de păcatele pe care le fac, de lucrurile rele. In Jesus' patience, he has not returned. Și din cauza acestei răbdări pe care Iisus o are, because he wants you to be saved. Pentru că el vrea ca tu să te întorci la el. Imagine what would have happened if Jesus had returned. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus s-ar fi întors. Just yesterday. Doar ieri, să zicem. And you do not have a way to heaven because you do not know Jesus. Și tu nu ai înțeles cum să ajungi la mântuire din cauza acestui fapt. What would have happened to you? Ce s-ar fi întâmplat cu tine dacă nu știai cum să ajungi la Isus? Well, Peter tells us in his word. Dar Petru ne spune prin cuvântul său. He says the day of the Lord will come like a thief in the night. Că ziua lui venirii lui Isus va veni ca un hoț noaptea. And then heaven and earth will pass away. Și că pământul și cerul vor trece. And this earth will be burned up. Și că acest pământ va fi distrus, va fi ars. And all that's in it. Cu tot ce are el. Dear friend, if that would have happened yesterday. Dragă prietene, dacă asta s-ar fi întâmplat ieri. Where would you be today? Unde ai fi fost tu? This is why Jesus has not returned. Acesta este adevăratul motiv pentru care Isus nu s-a întors. But the Bible says someday his patience will end. Dar Biblia mai adaugă un lucru, că într-o zi răbdarea lui Isus se va sfârși. And Jesus will return again. Și atunci Isus se va întoarce din nou. But in this moment he is extending grace and mercy to you. Dar în acest moment el îți aduce în fața ta mila și harul său la care încă mai ai acces. The writer of the book of Hebrews says, în cartea Evrei spune, how shall we escape this world? Cum putem să ne salvăm din această lume? If we neglect so great a salvation. Dacă noi pur și simplu ignorăm această cale spre cer. The Bible says we will be without excuse. Biblia spune că cei care ignoră acest dar nu va avea nici o scuză. For some of you, have heard about Jesus many times. Pentru că poate că mulți dintre dumneavoastră ați auzit de Isus de foarte multe ori. You've prayed to him? V-ați rugat poate către el? You've asked for help? I-ați cerut ajutorul? You've heard him spoke about? Ați auzit vorbind despre el? But you've never made him Lord of your life. Dar niciodată nu l-ați făcut stăpânul vieții voastre. The Bible tells us that in the beginning that God created the heavens and the earth. Biblia spune că la început Dumnezeu a creat pământurile și cerurile. Everything in the earth that he created was good. Tot ce a creat el pe pământ a fost perfect. He created man and he said man is very good. El a creat omul și a spus că omul este chiar foarte bun. But then man chose to rebel against God. Dar totuși omul a ales să se întoarcă împotriva lui Dumnezeu. He wanted to be ruler over his own life. A vrut să fie conducătorul propriului destin. Then the fellowship was broken between God and man. Și atunci prietenia dintre Dumnezeu și om pur și simplu s-a destrămat. Because of his sin, man is now under the wrath of God. Din cauza acestei rebeliuni, acestui păcat, omul este sub păcat. The Bible says there's none righteous, no, not one. Și Biblia spune că nimeni nu este fără păcat, nici măcar o singură persoană. We've all turned our own way and gone our own way. Fiecare am luat-o pe calea noastră și fiecare am mers după propria noastră voință. But God, who loves us so much, was not willing to leave us in that state. Dar Dumnezeu care ne-a iubit și ne iubește atât de mult nu a dorit ca să rămânem în această stare. So he sent Jesus to this earth. Așa că l-a trimis chiar pe Isus pe acest pământ. Here's what the Bible says. Iată ce spune Biblia. For Christ suffered once for our sins. Căci Hristos a suferit odată pentru păcatele noastre. The righteous for the unrighteous. Dreptatea pentru cei nedrepți. That he might bring us to God. Ca să ne aducă către Dumnezeu. Being put to death in the flesh.
El a murit în trup, but made alive in the spirit. Dar a înviat în duh. Jesus came so that you and I, who were under God's wrath, Iisus a venit ca noi care suntem sub mânia sau judecata lui Dumnezeu, could be forgiven and have a relationship with Him. Să putem fi iertați, să putem avea restaurat această relație cu El. But not only did Jesus die, Jesus rose again. Dar nu numai că Iisus a murit, Iisus a și înviat. And because of Jesus Christ, the Bible says we can have a living hope. Și din cauza lui Iisus Hristos, Biblia spune că noi putem avea o speranță vie. So in this day of uncertainty, you can have certainty in Christ. Așa că în această zi, în aceste vremuri de nesiguranță, poți avea o certitudine. But you must choose to follow Christ. Să-L alegi, să-L urmezi pe Iisus. And to follow Christ means that you must repent of your sin. A-L urma pe Iisus înseamnă să-ți pară rău de lucrurile rele care le faci. You must receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Trebuie să-L primești pe Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Stăpân al vieții tale. Once that happens, you now have peace no matter the storm. Odată ce ai făcut acest lucru, tu poți să ai pace, indiferent de lucrurile care ți se întâmplă. If you know Jesus Christ as your Lord and Savior, you do have hope. Dacă chiar îl ai pe Iisus ca Mântuitor și Salvator al vieții tale, tu ai speranță întotdeauna. For the child of God, we look forward to Jesus coming. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, de-abia așteptăm ca El să vină. Peter said there will be a new heaven and a new earth. Petru a spus că va fi un nou cer și un nou pământ. So I encourage you today to follow Christ. Așa că vă încurajăm astăzi să-L urmați pe Iisus. If you are a follower of Christ, dacă ești unul dintre cei care îl urmează pe Iisus, you have hope in Him. Tu ai speranță în El. And so you can have peace in the midst of your storm. Așa că tu poți să ai pace în mijlocul necazului tău. And as you look forward to Jesus coming, și în timp ce îl aștepți pe Iisus, share Jesus with those who are not ready to meet Him. Spune-le altora despre Iisus. That's why we keep coming back to Romania. Noi de aceea ne întoarcem în România. Because we want people to be ready to meet Jesus. Noi dorim ca oamenii să fie gata să-L primească pe Iisus încă o dată. May we see you in heaven because of Christ. Sper să ne întâlnim în cer din cauza lui Hristos. For the glory of the Lord. Pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Thank you. God bless you.